La americani, bere și marihuana. La noi, mici cu apă plată. Asta este recompensa pentru vaccinare la renumita terasă Obor. Iar ideea are succes. Peste 600 de oameni au stat la coadă ca să primească doza de Pfizer sau Johnson & Johnson. Spun însă că s-au gândit în primul rând la sănătatea lor. 3 mici, 2 chifle și o apă plată, asta primesc toți cei care se vaccinează astăzi la centrul mobil din piața Obor. Recompensa constă într-un voucher pe care îl vor putea folosi până pe data de 15 iunie. Nu am venit pentru voucher, am venit pentru că acum a fost momentul. Dacă se dă, e bună, dar nu pentru voucher am venit, nici n-am știut de voucher, numai aici am aflat. Este un gest frumos, dar, mă rog, pentru să facă un pic lumea fericită. Stai seama că avem stoc, noi lucrăm cu, avem niște parteneri care se pricep la făcut mici și tot e ok. Măcar să vină atât de multă lume, încât să rămânem noi, să fim depășiți, dar nu cred că se întâmplă asta. Foarte mulți. Da, îți dai seama că capacitatea e de 500, de 700, 1000 de oameni pe zi, cred, de vaccinare. Așa că ne așteptăm și noi să vină și la noi. Pentru niciun câștig din lume, nu mi se pare normal să iei această decizie atât de importantă pentru tine și să judeci în funcție de asta. Până la urmă, eu mă vaccinez pentru că îmi poate salva viața, pentru că îi protejez pe cei din jurul meu, familia și așa mai departe. Nu pentru că mă recompensează cineva cu ceva, însă, până la urmă, este o abordare greșită pornită de la autorități. Nu că am fi noi primii și noi luăm exemplu de la americani, de la europeni și așa mai departe. Mă, eu n-aș lua un serios așa. Mie mi se pare o chestie funny, o reclamă pentru băieții ăștia care vând de sparg acolo mici în piața Obor. E un moment în care discursul atât de încrâncenat din ultimele luni se relaxează un pic. Sunt convins că lumea care s-a dus să vaccineze nu s-a dus nimeni cu gândul la mici și muștar. Mi-a plăcut titlul ăla tău cu cod galben de muștar în piața Obor. Lumea s-a dus conștientă de ce trebuie să facă, s-a dus să vaccineze. Asta mi se pare o recompensă, un bonus așa din categoria funny, așa cum l-am văzut și pe primarul din New York acum câteva săptămâni, la fel de funny când promova cadouașul oferit de nu știu ce lanț de fast food, un burger și cartofi prăjiți. Și dita mai primarul New Yorkului, da, a venit la conferința de presă și a început să mănânce și din cartofi și din burger și zicea, ce gust bun are vaccin. Funny, dar îți dai seama cât de disperați sunt. Adică autoritățile sunt absolut disperate. Nu știu cum să ne mai convingă astfel încât această campanie de vaccinare să-și atingă ținta. 70% vaccinați. Te contrazic, dar nu da așa de dragul contrazisului. Eu cred că autoritățile nu sunt disperate, cred că sunt dimpotrivă relaxate. Pentru că uite că cum necum, cu vaccinare multă, puțină, cu îmbolnăviți mulți, poate oameni imunizați în felul ăsta, cifrele au scăzut. Viața în România de câteva săptămâni a intrat așa într-un ritm normal. Nu cred că își mai pune nimeni atât de serios și, cum să spun, încrâncenat problema campaniei de vaccinare. Dacă mai merge, mai merge. Dacă nu mai merge, nu mai merge. Doamne ajută, ca de fiecare dată suntem cu Doamne ajută, să nu vină pe la toamnă vreo altă nenorocire. Asta voiam și eu să spun. Adică suntem relaxați. E bine, sunt zile la rând în care pare că COVID chiar nu mai există, dar dacă nu le lovește vreun val 4, cum spui și tu, Mi se pare că sunt așa niște categorii pe care poți să le analizezi diferit. Nu vreau să facem dita mai discuția acum, dar uite, de exemplu, la țară nu cred că poți să te duci cu nicio strategie, doar cu lucruri concrete, gen, nu știu, niște tiruri, niște caravane din astea mobile de vaccinare cu personaje pe care oamenii să-i cunoască, în felul ăsta să-i convingi. Și de ce spun asta? Pentru că oamenii de la țară sunt ignorați și atât de uitați de autorități și nu de acum, de anul ăsta, ci de zeci de ani, încât nu mai acceptă niciun fel de îndemn. Și sunt ignorați nu la nivel de informație, că informația până la urmă despre vaccinare este peste tot, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Smartphone-uri și internet există și la țară. Sunt ignorați din punct de vedere al educației, pentru că oamenii, chiar dacă nu au informația, nu știu cum să o traducă. Degeaba vine câțu și spune, uite, vaccinul ăsta e așa și așa și așa. Intră pe Facebook și vede acolo o postare, vaccinul ăsta este așa și așa și așa. Da, mă, câțu...
cum cred eu că gândește omul de la țară, ăsta, guvernul, când vine să-mi spună mie un mesaj, mai întâi să-mi răspundă la niște întrebări. Unde îmi duc eu copilul la școală și la grădiniță? Dacă copilul meu are condiții decente, ce fac eu că mi-au plecat copiii în străinătate la muncă de disperați ce sunt, că nu mai au ce să mănânce pe aici? Sunt niște întrebări la care autoritățile, nu neapărat câțu, autoritățile în general trebuie să răspundă înainte să dea sfaturi.